Mă fac Axel Black episodul 2. Deci cum cânta Axel Black. Și el a purtat bandană, știi? Și Axel Rose, da? Deci acum sunt Axel Black, nu mai sunt Rambo. Deci Rambo și-a tras tramvaiul la depo. Bă, da, uite ce plăcea. Da, cu streașină, pula mea, că plouă afară. Îmi fac freză cu streașină, cum se purta într-o vreme. Deci sunt Rambo cu streașină. Și așa, nu, no, nu, no, nu, no, că arăt ca tânărul Einstein. Mă fac așa, Rambo. Și sunt domnul Goi. E, mamițica, mamițica, cum se numește asta? In franca ise. In franca ise, franc piersici. Ce să zic? Purculision. Ah, ce bea dește. Purculision. Mure. Pronunță V. Cum pronunțați? Cu lingura. Dacă nu puteți să pronunțați D. Vida. L. O, viste? Mergeți cu furșet. Deci. L. Z. V. Z. Z. That boy eats plenty of acid, it's full of it's full of shit. What do you say? That boy is full of shit. Păi, pula mea, nu știu. That boy is full of shit. Full of what? Full of shit. That boy is full of shit because that boy have a sandwich and is full of shit. Hai să vă zic o chestie. Deci de la taică nu de la serviciu. Nu mai zic pe aia cu directorul, cum o spus și directorul ăla, care nu se cunoaște așa, a făcut cunoștință la telefon. Zicea că face mișto urât de altul, că e chema frumosul și urâtul. A, mai era unul rău. Că văd că e inflație de doamne răducul ăla ce văd. Bă, era unul care a mai povestit-o la om, acum au povestit în altă variantă. Făceau toți miștori, toți muncitorii mișto de el. Răducul ăsta îl chema Eugenius. Nu e Eugen. Era pitic. Și și-a luat și el mașină. Când și-a luat mașină, pula mea, trebuia omul inginer. Ridica scaunul de la Dacie. Dar are și la o limită. Că nu s-a gândit că Dacia e bună pentru gnomi. Dar ăsta era pitic. Era răducul, chiar era răducul de adevărat, la că e un radu mai mic. Era răducul, a, era inginer, era băzește. Dar muncitorii se căca pe ideea. Era răducul. Ah, fac la poartă. Bam, 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 bam. Așa a clapsonat. Băi, deschide poartă că ne omoară ăsta. Bam, 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 intra în institut. Ieșea de acolo, brr. Îi vedea aia cu poțina. Zicea, a venit răducul. Da, da, tot răducul. Zicea, a venit, aș nu te-a venit. Dă-te-l pe ce e ce chestie. Dar n-a și el mai păsit, era așa. Ia ce fai. Ia ce fai. Ai și cine n-a plecat capul? Păi nu, n-a plecat. Că sunt inginer. Pac, când ce face? Controlează uleiul la mașină, mai trebuie
iese ăla pat, face, bă, a ieșit de mașină, da. Era atât de mic, apărea pe la, cred că mânzără copilului. Pe la farurile, așa. Face, aaa. Închide ăla portiera. Și după aia se duce ăștia, mamă, ce mașină și mai trebuie. E tot ca noastră, da. Dar face, bă, e castă. Adică, ar zice acum. Bă, e făcută de el, de inginer. Ce face? Când se uită aia și-a pus o pernă la cur. Face, ce și-a băgat? Și-a băgat suspensie plus de fulgi. Face, ce fulgi? De fulgi. Aia de ce? Nu știu. Să ajungă și el să vadă. Și cum pula mea apasă pe pedale? Se înfice așa. Și cum conduce? Cu viteză mare. Deci îți dai seama când ăla era micuță așa, tapac, ce ușele alea mici, așa. A păsat pe pedale, dar stătea pe pernă. Și mișto. Și era mișto că ăla se ducea la mare la mântare după. Dar ăștia proști, muncitori proști. Că muncitorii sunt proști. Își lua perna de sub cur, parcă punea pe scaunul mortului. Dar mai și el, că somnul este oarecum omoare. Știi că nu prea mai chiar așa, super conștient. Dar câteva arii neuronale de pe acolo. Mai funcționează. Și dormea pe pernă. Dar nu trebuia să mănânce nu știu ce. Mă întorcea pe pernă. Și dormea. Îți dă-mă ăștia nasol când dormea. Trebuia să dormă pe alea. Pe... Am spus că era cu Dumnezeu să ierte. A murit tot din cauza de șalat o mașină și mai pe pernă. Că știam, gata, ăsta dacă e cu viteza, până la urmă s-a inspirat Duhul după Revoluție, dar tata-i părea rău, face că nu era în plină după Revoluție. A aflat, oricum ei s-au despărțit, dar mai afla unul de la altul și... Cum am urmă? Accident de mașină. S-a făcut praf. Avea viteză cât. În localitate, pare că nu vreau să fie. Avea 180. Face, face, era noapte. Face, perfect. Lângă, de ce nu vreau? Și a murit în lucru urgent. Deci asta pe lângă de nu mai avea nici cine să face niște lucruri. Mă gândeam că nu mai are de ce să facă niște lucruri. Dar era trist ca muritor. Deci nu asta, cum să mai fie aia de care face niște lucruri. Se mai naște, unii nu are, alții se naște. Nu vă mulțumesc.